Bună ziua, putem începe? Da, vă mulțumesc. Vă salut. Eu sunt Vasile Grădinaru, sunt președintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal. Alături de mine este Zinaida Popa, vicepreședintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal. Lupul stăpân pe oi sau cum este organizat politica de cadre în primăria municipiului Chișinău? Acesta este subiectul pe care ne-am propus să discutăm astăzi cu dumneavoastră. Datorită faptului că încă în administrația precedentă a Consiliului Municipal, cu toții știam cum arătau lucrurile în privința cadrelor. Colegi de clasă, rude, prieteni, puși în funcții cheie, fără experiență, cu dubii rezonabile asupra integrității și așa mai departe. Dar lucrurile astea noi speram că au trecut. Odată cu alegerea în funcție de primar a domnului Oncea Ban, ne-am pus speranță toți în el, și am încercat să credem că lucrurile se vor schimba. Dar lucrurile stau total invers. Încă de la începutul mandatului, mulți din reprezentanții presiei au scris despre mai multe persoane în funcții cheie care fie au fost numiți, fie au fost avansați, cu probleme de integritate, vă aduceți aminte, da? Și despre persoane cu dosare pe infracțiuni cu caracter sexual, vă amintiți probabil persoane cu afinitate, lipsă de instruire și competență și așa mai departe. Lucrurile astea sunt știute, deja nu are rost să ne oprim la ele, dar și noi am crezut, ca și mulți dintre dumneavoastră, că lucrurile astea va fi în trecut și am acuzat faptul că domnul Ceban este la început de mandat, încă lipsa de experiență își spune cuvântul și am sperat că lucrurile pe parcurs se vor schimba. Dar iarăși am greșit. De ce? Pentru că vedem că a trecut un an de zile, dar lucrurile în loc să meargă spre bine, ele mai tare se agravează. Pentru că chiar câteva zile în urmă, în presa de investigație a fost publicată o investigație privind ilegalitățile pretorului de Ciocana, doamna Sinilca Școlnic, în care cu lux de amănunte este descris modul fraudulos de gestionare a sistemului de eliberare a schemelor de amplasare a gheretelor. Ioncea Ban însă nu vede absolut nimic grav în asta. Probabil este mulțumit doamnei Școlnic că datorită autorizației semnate de aceasta pentru o terasă ilegală în Parcul Ciocana, beneficiarul a donat 200.000 de lei pentru reparația subteranii din strada Aleco Rousseau. Și apropo, acesta este un exemplu la care a făcut referire presa. Dar eu cred că CNA-ul stă cu ochii pe noi și sper să se autosesizeze, pentru că foarte mulți agenți economici au devenit, după vizitele pretorilor pe la ei, au devenit brusc foarte dornici de a face donații. Cum i-au convins pretorii pe acești agenți economici care peste noapte au devenit donatori activi? Trebuie de verificat. Dacă nu, cumva sunt componente de infracțiune aici. Un alt caz elocvent recent este cel al domnului Iurii Povar, președintele Uniunii Arhitecturilor de Moldova. Acesta, după spusele domnului Oncea Ban, a acceptat să fie alături de echipa primarului. O decizie mai mult decât dubioasă, având în vedere că anume domnul Povar este ideologul construcției unui hotel cu 11 etaje în centrul Chișinăului și anume în parcul Ștefan cel Mare, în locul cafenelei Guguță. La fel, este un caz destul de notoriu, care societatea din municipiul Chișinău este la curent de mai mulți ani de zile. Dar când credem că și acest lucru poate fi cel mai grav, la fel nu este cel mai grav, deoarece cea mai dubioasă numire s-a realizat ceva mai mult timp în urmă, însă doar acum s-au aflat detaliile. Lucru pentru care și-am decis să discutăm astăzi în cadrul acestei conferințe. Acum mai mult de jumate de an în urmă, în funcție de șef interimar al Direcției Autorizare și Disciplină în Construcție, a fost numit un oarecare domn Gheorghe Aricov. Analiza preliminară a biografiei profesionale a domnului Gheorghe Aricov arată că acesta nu are nici o legătură cu domeniul autorizării și disciplinei în construcție. Acesta, activând ani la rând în funcție de directori a unei agenții de turism. Eu nu știu cam care e legătura dintre agenție de turism și autorizarea și disciplină în construcții, cred că domnul Ceban o să ne explice mai târziu.
Totuși, o analiză mai detaliată a biografiei profesionale a domnului Aricov a scos la iveală o serie de activități în domeniul construcției. Însă, anume acel de înșelător și delapedor al bunurilor imobiliare străine. Dar, ca să fim mai detaliați la acest subiect, o să rog pe colega mea Zina Popa să vă, în detaliu, să vă explice despre ce este. Da. Ok. De la începuturi. În anul 2006 a fost fondată compania Monarch Development SRL. Unul dintre fondatorii acesteia a fost cetățean a Republicii Cipru. Scopul acestei companii a fost de a construi anumite blocuri pe strada Nicolae Anestiade. După o perioadă anumită de timp, între acești cofondatori s-a escat un conflict. Și anume domnul Aricov Gheorghe a apărut în fața unuia dintre fondatorii acestei companii, i-a arătat o poză cu ex-președintele Vladimir Voronin și l-a asigurat că el este cel care poate să rezolve acest conflict. Totodată, proprietarul companiei Monarch Development a crezut în povestea domnului Aricov și a acceptat să elibereze o procură cu împuterniciri de reprezentare, inclusiv pe litigii civile. Ulterior, prin aceeași metodă de înșelătorie, domnul Aricov a convins fondatorul companiei respective să semneze pe 5 foi albe. După ce acest fondator a plecat sau a părăsit hotarele Țării Republicii Moldova în scop de tratament medical, domnul Aricov, în baza acestor foi semnate albe, s-a autonomit ca administrator a companiei Monarch Development SRL. Odată ajuns în această funcție, domnul Aricov a început realizarea unor acțiuni ilegale de delapidare a proprietății întreprinderii. În fond, în baza acestei decizii false de numire, de autonomire ca administrator, a permis înstrăinarea unor spații comerciale și apartamente la prețuri derizorii unor persoane interpuse. Și atunci când vorbesc de prețuri derizorii, mă refer atunci când prețul unui metru pătrat era de 1100 de euro, el le-a înstrăinat cu 250-350 de euro. Sigur ca într-un final tot el să fie beneficiarul acestor spații comerciale, garaje, apartamente. Constatarea acestor grave încălcări a fost făcută de mai multe instanțe responsabile. Astfel, încă în 2009, printr-un act de revizie al Centrului de Combatere a Infracțiunilor Economice și Combaterea Corupției, s-a constatat activitatea prejudiciabilă a lui Gheorghe Aricov. Mai mult de atât, pe activitatea domnului Aricov, în calitate de administrator fals al companiei Monarch Development SRL, a fost deschis un dosar penal. Pe parcursul acestui dosar penal s-a făcut și o expertiză de către Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare a Ministerului Afacerilor Interne, în care se vorbește că Aricov cu alte persoane interpuse au falsificat actele de primire-predare a bunurilor imobile. După ce s-a întors fondatorul companiei în Republica Moldova, a constatat aceste încălcări grave ale domnului Aricov și a emis ordin de eliberare din funcție a acestuia. Sigur că domnul Aricov a fost împotrivă și a apelat în instanță pentru a contesta această decizie, dar decizia Curții Supreme de Justiție din 25 februarie 2009 a stabilit că Gheorghe Aricov, în lipsa împuternicirilor fondatorului companiei, a încheiat contracte de înstrăinare a bunurilor imobile care contraveneau interesului companiei. În fond, ce a făcut Curtea Supremă de Justiție? A recunoscut că domnul Aricov, elementar, a delapidat compania Monarch Development de o parte din bunurile sale.
Totodată vrem să menționăm faptul că, pe lângă delapidarea de aceste bunuri, domnul Arecov, fiind administrator fals fictiv al companiei, și-a construit sau a folosit resursele acestei întreprinderi în scopul de a-și construi o casă în strada Primăverii 22, unde își locuiește acum. Totodată, reparația automobilului, schimbarea anvelopelor și altele au fost din contul companiei. Iar acum, un astfel de personaj toxic și cu o biografie dubioasă, cum vedem cu toții, a fost pus de Ion Ceban în funcția de șef în fruntea direcției responsabile de autorizare și disciplină în construcție. În concluzie, noi considerăm că domnul primar Ion Ceban trebuie să fie foarte atent și vigilent în ceea ce privește politica de cadre a primăriei municipii Chișinău. De ce? Fiindcă funcționarii publici reprezintă o localitate întreagă, un municipiu întreg, pe noi cetățenii, și inclusiv și Consiliul Municipal. Dumnealui trebuie să înțeleagă că astfel de acțiuni și astfel de numiri sunt contravin legislației în vigoare, în primul rând, și noi cerem ca domnul Ion Ceban să le libereze imediat din funcție pe domnul Arecov Gheorghe. Vă mulțumim! Asta am vrut să vă spunem. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos să le puneți. Dacă nu sunt întrebări, atunci vă mulțumesc frumos, vă urez o zi frumoasă.